Bună ziua și bine ați venit la poliție. Este o ocazie specială, nu pentru că întâlnirile cu dumneavoastră, parteneri sau presă sau elevi sunt rare, ci pentru că este astăzi vorba despre o campanie foarte, foarte apropiată de suflet tuturor celor prezenți, zicem noi. Întâlnirea de astăzi va avea două părți. Sigur, după ce ne vom prezenta foarte pe scurt cu toții, deși suntem prieteni, dar avem și musafiri și parteneri pe care noi cunoaștem. În prima parte vom premia acești copii, o să zicem în continuare, copii minunați, absolut minunați. Dumneavoastră nu aveți toți de unde să știți, dar o să vă explicăm pe traseu cât sunt de grozav. Iar în a doua parte vom da un start oficial unei noi ediții a campaniei nasturilor cunoscută în județul Mureș, varianta locală a campaniei internaționale 16 zile de activism împotriva violenței. Campania, de fapt, are ca dată oficială 25 noiembrie. Noi ne-am gândit că astăzi lucrurile să se îmbine într-un mod fericit. Numele meu este Gabriela Pâncă, lesne de văzut de ce instituție aparțin. Am trei colegi în sală, pe Andreea, o să mențin atmosfera prietenească, pe Andreea, pe Sanda și pe Ana Maria, sub acoperire astăzi Ana Maria. Este vorba despre concursul de eseuri cu violența pierzi mereu, adresat elevilor de liceu, aflat la cea de-a treia ediție. Acest concurs face, de fapt, legătura între o altă manifestare de amploare a comunității, Săptămâna Prevenirii Criminalității, fiindcă se lansează în ziua împotriva violenței din această săptămână și se premiază la debutul campaniei împotriva violenței, campaniei nasturilor. Fără să ne întindem prea mult, vă spunem că a fost de departe cea mai bună ediție și așa jurizare dificilă nu am experimentat în cei 15 ani de când lucrez pe acest domeniu. Am primit 28 de eseuri de la 7, cred, unități școlare. Au fost atât de bune și atât de frumoase. Și am fost, cei 7 membri ai juriului, am fost impresionați. Unul a fost foarte impresionat de un eseu și mai puțin impresionat de altul. Celălalt a fost impresionat de altă idee din alt eseu și mai puțin impresionat. Filtrul personal și experiența și profesia și-a spus cuvântul în această dificilă alegere. Sigur, diploma de participare a primit-o fiecare elev și până la urmă acesta este scopul, ca elevii să se gândească la ce înseamnă violența și cât de multe avem de pierdut ca societate prin violență. Dar așteptările noastre au fost întrecute, adică am avut eseuri la care noaptea la 1 nu mă puteam opri din citit, erau ca o carte. Altele care aveau niște idei care m-au șocat prin originalitatea lor. Se vede însă față de anul trecut o insistență a autorilor pe violența asupra tinerilor. Până acum am vorbit foarte mult de violență în familie, de violență, eventual de violență asupra copiilor. Iată că apare ca o nevoie, să-i spunem, abordarea violenței asupra tinerilor. Înțelegerea experiențelor prin care trec, aplicarea societății și a instituțiilor atât de diverse prezente aici spre acest domeniu. Lucru care, de fapt, se și întâmplă. Chiar mă gândeam cât de fericit au venit deja inițiativele pe bullying și poliția pregătește la nivel național astfel de campanii. Cât de mult mai avem noi de lucru, chiar dacă de 15 ani ne străduim să abordăm această problematică. Totuși, se spune în eseuri, că nu mai știu exact în fiecare ce a spus, că
Răspunsul trebuie să fie unul optimist și cu siguranță putem face câte ceva. Și dacă acești copii sunt azi aici și într-o lume în care toată populația trăiește cu telefonul în mână, dacă acești copii au scris despre ceva, s-au gândit la ceva, chiar dacă au mai copiat de pe net, aici, colo, câte ceva, totuși s-au gândit la violență și poate că au și discutat cu părinții 2 minute atunci când i-au întrebat ce faci acolo, la ce scrii, de ce trebuie să te duci azi la Târgu Mureș și doar prin acest dialog s-a adus în discuție această mare, mare problemă pe care o avem și anume violența. Ca atare, deși am spus inițial că vom avea 3 premii, 1, 2, 3 și 2 mențiuni, nu ne-am putut și nu ne-am putut rezuma. Fiecare a ținut la ideile care l-au impresionat. Ca atare ne-am gândit la varianta unor premii speciale pe care le-a acordat una sau alta dintre instituții. Și vă propun să nu mai... nu este o pierdere de timp, dar totuși să nu mai prelungim această stare. Și am să o rog pe Lili să facă primele onoruri, să spun, și poate să ne și spună de ce și-a ales aceste eseuri. În numele colegilor mei din echipa de intervenție de la Centrul de Asistență pentru Victimele Violenței și de la adăpostul cu locație secretă, nu mai trebuie să vă spun, pentru victimele violenței în familie, vă transmit mulțumiri în primul rând pentru prezența de aici și vă anunț că Institutul Este European a decis să acorde 2 premii speciale. Înainte de a nominaliza aceste premii și de a face un foarte scurt laudațiu pentru fiecare copil, vreau să vă mărturisesc ceva mai mult din partea persoanei Elena Micheu și nu atât a profesionistului. Am crezut că nu mă mai poate uimi niciun eseu și nici o punere în cuvinte a violenței. Jos pălăria, dragi copii, voi ați reușit. Sunt sigură că nu este doar impresia mea, ci și a colegilor mei, așa cum am vorbit. Ați reușit să ne atingeți. Este primul an în care suntem uluiți pur și simplu de cum v-ați raportat voi la violență. Sunteți unici și extraordinari și pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc pentru că voi ne dați puterea să mergem mai departe și să sperăm că zi de zi, deși întâlnim violența, merită să luptăm ca să salvăm cât mai multe victime. Femei, copii, bărbați, nici nu contează până la urmă. Vodă Ștefania Lăcrămioara. Zic să Ștefania, dragă. Vă spun doar atât. Ce ne-a transmis ea? Violența te face să îți înlături orice urmă de umanitate, urmând să preia controlul asupra propriei persoane. Noi lucrăm și cu victime și cu agresori. Aș vrea să pot să încep cu asta consilierea și să spun fiecărui agresor intrat în asistență. Tu știi că violența te face să îți înlături orice urmă de umanitate. Ștefania a spus clar, violența este o substanță toxică ce te ține capturat în cușca eternă a suferinței. Persoanele violente sunt nedemne de titlul de om. Pentru ceea ce ai spus, nu pot decât să te felicit. Să-ți mulțumesc, să-ți acord premiul special și îmi doresc să fie doar un început în activismul tău împotriva violenței și să ne mai regăsim, să ne întâlnim. Felicitări! Nașca Andrei. Știți, citești eseuri zi, noapte, te gândești locul 1, 2, 3, de ce nu putem să premiem pe toți? V-aș fi premiat pe toți. Dar Nașca Andrei, ție de la titlu deja frica păzește pe penii. Serios? Mă și gândeam, pe unde ai scos chestia asta? Pentru că eu știm, ca și toți profesioniștii, că frica te împiedică să acționezi și, de fapt, te împiedică să evoluezi, să devii ca persoană. A fost
pentru noi, pentru mine personal, cea mai tulburătoare mărturisire, cea mai sinceră și autentică. Toți ați fost excepționali, dar modul cum a transmis, așa ca o apă limpede de izvor, ce a avut de zis acest tânăr, a fost extraordinar. Eu, ca elev, sunt expus la școală la diferite forme de violență. Îndrăznesc să spun eu că eu sunt un copil cu minte, care a primit o bună educație acasă. Încerc să nu jignesc și să nu supăr pe nimeni. Însă nu toți copiii sunt așa. Este pur și simplu oribil. Asta știm și noi cu toții și simțim. Cum ai pus tu asta în cuvinte și cum ți-ai construit eseul în jurul propriei tale persoane și a sentimentelor tale, a fost extraordinar. Mi-a plăcut că te-ai legat și de sloganul campaniei noastre cu violența piezi mereu și ai pus în cuvinte că libertatea, stima de sine, aprecierea sunt lucruri care odată pierdute sunt foarte greu de recuperat. Te felicit, dragul meu! Nu mai puțin! Nu pleca! Îți mulțumesc! Ești un exemplu! Felicitări. Pentru toți ceilalți. Vă mulțumesc frumos. Poți să treci aici? Da, sigur. O invităm acum pe doamna Cerghedi și o rugăm pe Alina să se apropie încet de noi. Atât de frumos ai prezentat Lili și aplauzele pe care le merită acești copii. Noi, Cejăraiul, așa și aș vrea să... În momentul în care am citit eseurile, pur și simplu ne-am oprit și pentru că noi întotdeauna, fiind de meserie și fiind psihologi, încercăm să transmitem acele lucruri care să fac să sensibilizeze, să se sensibilizeze. Am emoții, dar nu știu de ce, trebuie să spun ca să mă pot descărca, ca să pot să vorbesc lejer și așa de aceea. Nici nu știu cum aș putea să apreciez în cele mai frumoase cuvinte aceste eseuri. Ideea este că atunci când a plecat acest concurs cu violența pierzi mereu, a fost doar o idee lansată în clasa la care predau, iar din copii au venit cu multă inspirație și cu multă originalitate. De aceea am ținut să premiem eseul elevei Hațegan Alexandra de la Liceul Vocațional Pedagogic. Aș prefera totuși ea să prezinte ideea eseului. Totuși ne-a impresionat pentru că ea face o paralelă între un joc atât de simplu și de frumos în care se prezintă și strategia, dar și violența întotdeauna, atât victima cât și agresorul, cu mult tact și multă strategie poate să devină fie victimă, fie agresor. Te felicităm, Alexandra! Mulțumesc. Și noi sper că am plantat sămânța, tu să cultivi mai departe. Într-adevăr, violența este un joc al minții, ai dreptate. Chiar dacă suntem între prieteni, nu știu, momentul este unul atât de special încât aud tremurul din glas. Pot să vă spun că tare trebuie să le fi sensibilizat dacă au ajuns să aibă emoții, să știți. Alina? Da. În numele organizației vreau să ofer și eu două premii speciale la acest concurs. Toate eseurile pe care le-am citit, că le-am citit pe toate, evident, din fiecare eu am extras, sau mai bine zis, le-am citit în format electronic și în fiecare eseu am găsit un mesaj, chiar un eseu l-am interpretat ca un manifest împotriva violenței. În fiecare eseu am identificat
o soluție împotriva violenței. Așa că mie mi-au plăcut toate, toate eseurile, însă două dintre ele, trei, dar două dintre ele, așa, două dintre ele m-au făcut să mă simt că citesc un roman sau că citesc un scenariu de film. Și am zis, ok, sunt niște tineri cu potențial în care trebuie să investim, chiar dacă subiectul este legat de violență, acești tineri pot să ajungă scriitori, pot să scrie mai mult și pot să fie cineva și noi trebuie să-i susținem. Și ca să mai vorbesc foarte mult, că deja și eu m-am emoționat, nu știu ce e aici în locul ăsta, așa, aș vrea să-i ofer un premiu special elevului moldovan Inocențiu de la Liceul Tehnologic din Deda. Cred că cuvintele sunt de prisos și ar fi bine să citiți eseul lui ca să vă dați seama despre ce este vorba. Felicitări! Felicitări! Și mult succes să mai scrii! Cât mai mult! Vreți să vă explic cam cât de bine a fost scris acel eseu încât m-a făcut să sun la școală ca să întreb dacă acest copil scrie doar pentru că este deosebit de talentat sau dacă are niște probleme de care trebuie să ne ocupăm și într-un alt fel. Vă mărturisesc sincer și domnul diriginte m-a liniștit. Doamnă, este doar talentat. Așa că, felicitări. O să punem pe pagina noastră eseurile, fiindcă obișnuim să mai citim fragmente, dar aceste eseuri trebuie citite de la început până la sfârșit. Și vă recomand să le acordați 5 minute, chiar 10. Eu am făcut o noapte la 1, așa că vă recomand să faceți. Felicitări! Al doilea premiu special oferit de Salvați Copii este acordat elevei Chivu Carina de la Colegiul Național Emilia Târgu Mureș. Felicitări! La fel, felicitări. Probabil o viitoare scriitoare să mai scrii. Și probabil o să colaborați de-a lungul evenimentelor. Știi ce mă gândesc eu acum? Poate pe viitor o să ne trimiteți voi cărți pe care să le oferim în dar celor care vor câștiga ediția următoare. Putem face o înțelegere? Ce zici? Okay. Super. Felicitări! Felicitări. Bravo! Felicitări. Ce să vedeți, are și poliția un premiu special. Spunea Alina că i-au plăcut trei eseuri, nu două. Adică nu am putut, dar ne-am gândit noi că nu este fair play să dăm mai multe premii unui eseu. Ca atare ne-am împărțit ca să fie toată lumea în regulă. Eu și colega mea, care am fost în juriu, ne-am oprit la un eseu. Vă spuneam poate că nu poate, cu siguranță și profesia și experiența personală și profesională te face să alegi într-un fel sau altul. Ca atare, am să vă citesc câteva rânduri. Una din metodele cele mai importante de reducere a violenței împotriva femeilor este educarea viitorilor bărbați în formare prin schimbarea ideilor de masculinitate. Și mai zice, noi suntem suma propriilor alegeri. Și totuși, totul începe cu noi. Cum gândim, cum alegem, ce alegem și mai ales pentru ce alegem. Ca femeie, nu ar trebui să-ți permiți să devii o victimă. Deoarece, prin acest atribut dat de către agresor, accepți ca acea persoană să-ți definească întreaga viață când tu ar trebui să fii cea care se definește. Abuzul nu reprezintă nicio formă minimală de dragoste, ci reprezintă un control. Cum scăpăm lumea de durere? Trebuie să vă citesc și înainte puțin. A lupta împotriva violenței asupra femeilor e o luptă în timp. Cum scăpăm lumea de durere? Aceasta ar fi o metodă bună. A combate această violență împotriva femeilor reprezintă, după părerea mea, a elimina linia întâi din războiul dus împotriva femeilor de peste tot în lume. Zugravu Carina, Colegiul Național Unirii. Ce să zic?
Te așteptăm în poliție. Ce zici? Nu vreau la drept. La drept? Acolo am vrut și eu, am fost și uite aici am ajuns. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Sincere, felicitări. Și acum o să începem să vă explicăm. Trebuie să mă înțelegeți, sunt foarte multe categorii de premii, am o grămadă de hârtii, ca atare. Nici n-am putut să aleg câte un fragment din fiecare eseu. Vreau doar să vă faceți o idee despre ce au scris copiii aceștia. Violența a devenit ceva obișnuit în zilele noastre. De ce? De ce nu luptăm și nu muncim pentru drepturile și pentru libertatea noastră? E trist să știm și să trăim cu realitatea asta zilnic, cei mai afectați fiind adolescenții, plini de teamă și răzbunare. Ce se întâmplă cu omenirea? Cum se pot răni atât de tare oamenii între ei? Se sfâșie adolescenții, se sfâșie în autobuze, în școli, pe străzi, se aruncă la pământ, se rănesc cu vorbe, cu trădări, speriați de identitate, de viață și de necunoscut. Uși trântite, perne udate, încrederi trădate, căsnicii distruse, copii pierduți între realitate și haos. Poate că azi este momentul când eu și cu tine ar trebui să ne oprim din alergarea zilnică, căutând totul și totuși neavând nimic. Ziua în care putem ajuta oamenii în nevoie, oameni slabi, abandonați, răniți, care au nevoie de noi, de brațe puternice care se ridice. Existența noastră are un scop. Eu cred în mine și în oameni. Cred că nu există fericire mai mare decât atunci când oferi, când susții, când faci din fericirea celorlalți fericirea ta. Spune nu violenței, Fărcaș Roxana de la liceul Ioan Bojor din Reghin. Din păcate, Roxana nu a putut să vină. Vă dați seama cât a fost de greu să aleg din eseuri ceva să vă citesc de la fiecare? Foarte legat de ziua de azi și de lansarea campaniei 16 zile este eseul care începe cu un citat. Dacă mă omoară, voi scoate brațele din pământ și voi fi mai puternică. Minerva Mirabal. Probabil că Lili ne va spune două vorbe despre... Sufletul ei însângerat zăcea inert și înfiravui trup. Nu mai simțea nimic, nici durerea palmelor lui grele, acelui ce îi spunea mereu cât de mult o iubește și nici mistuitorul foc al tristeții. Se stingea. Ea, care ieri zâmbea la vederea gingașului Ghiocel, ea astăzi este o prezență absentă. Mi-a plăcut foarte mult. Într-adevăr, victimele la un moment dat ajung să fie prezențe absente. Este singură, în tăcere, captivă între două lumi. A lui, puternică și dominantă, cealaltă a ei, prăbușită, neputincioasă, două universuri atât de diferite, dar care cu puțin timp în urmă păreau complementare. Dorea ca propria ei viață să-i aparțină din nou. Simțea că aceasta va reîncepe atunci când el va dori. Și acum, mai mult ca niciodată, ea dorea să se bucure de tot ce viața îi putea oferi. Să zboare, să râdă, să cânte, să iubească cum nu a mai făcut de multă vreme. Cu puterea dorinței a rupt lanțurile durerii. Eseul se numește Puterea fluturașului, scris de Pârvu Alexandra Elena de la Colegiul Economic Transilvania, Târgu Mureș. Alexandra a atașat eseului. Te rog să-ți prezinți tu ilustrația. Eseul cuprinde această paralelă între femeia rănită și fluturele cu aripile zdrobite. Felicitări, Alexandra! Mulțumesc. Și să mai scrii, și să mai pictezi! Așa cum este omul la început despre surorile Mirabal, acestea au fost numite de către oameni, Las Mariposas. Ele au optat pentru drepturile femeilor și am comparat fata din eseul meu, una dintre surori cu cea mai mare, care în momentul în care a zis că nu mai poate și-a deschis aripile ca un fluturaș la Mariposa și a zburat către fericire. Felicitări! Alexandra a făcut cea mai bună introducere pentru campania noastră care se lansează azi. Mulțumim, Alexandra! Că aceasta trebuie să fie tema din acest an. Să medităm ce ne costă violența.
Mai mult de atât, ne permitem violența. Știți, se spune, este o vorbă, suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine. Și atunci să ne gândim, ne permitem violența și costurile pe care le implică. Și sperăm că în această perioadă și nu numai, va fi una din temele de dezbateri din școli. Ce ne costă, de fapt? Pe noi, pe fiecare în parte, ce costă familia, ce costă societatea, ce costă comunitatea din care facem parte. Care sunt costurile? Sunt și studii foarte punctuale, să zicem, contabile de-a dreptul. Cât costă? Ce costă statul o victimă a violenței, care are sau nu are copii? Și totuși, nu ne facem acest bilanț și nu ne gândim, pentru că avem impresia că e afectată doar persoana, doar victima, doar femeia, bărbatul, bătrânul sau copilul în cauză. Nu. Dacă stăm și ne gândim, violența ne costă pe fiecare dintre noi. O să vă invităm în următoarele 16-17 zile să purtați un nasture, simbol care ne-a făcut cunoscuți pe noi ca mureșeni, un simbol la îndemână oricui care ne amintește cât este de important și cât de puțin poți să faci pentru a ține lucrurile împreună. Așa cum nasturele ține hainele împreună, ține bucăți de material care ne protejează, așa și noi putem să jucăm rolul de nasture pentru relațiile cu cei din jurul nostru. O să rog colegii, partenerii să exprime gândul lor sau poate ce intenționează să pună la bătaie în această campanie, pentru că nu aș vrea să monopolizez discuția, după care o să vă spunem cum vă puteți implica și dumneavoastră. Cel puțin să purtați un nasture. Vă mulțumesc. Doamnelor? Pot să vă spun că observăm în ultimii ani o creștere a numărului de cazuri care vin către noi, o creștere a numărului de sesizări, de situații, de neglijare sau chiar de abuz asupra copiilor. Mai recent putem spune că și în cadrul colaborărilor dintre instituții vedem violența între persoane adulte, între persoane adulte, părinți fiind asupra copiilor sau chiar între copii, ceea ce este îngrijorător și cred că acesta este și rostul campaniei pe care astăzi o demarăm, așa ca în fiecare an. Important este că și copiii care în momentul de față sunt ocrotiți în sistemul de protecție a copilului sunt în diferite procese de reabilitare datorită suferințelor pe care le-au trăit și au puterea să ducă și ei mai departe mesaje și să educe la rândul lor pe cei din jur vis-a-vis de modul de comportare, de relaționare, astfel încât să nu agreseze pe altcineva verbal, fizic sau în alte moduri. În serviciile sociale, sigur, ne-am programat foarte multe activități în care ne dorim să informăm odată beneficiarii, angajații și mai departe în comunitate, părinți sau chiar profesioniști din alte medii, publice sau private, cu privire la consecințele violenței asupra copiilor în special și asupra familiei în general, întrucât avem și servicii sociale care ocrotesc mama și copilul. Foarte multe mese rotunde și foarte mulți parteneri. Nu ne-am așteptat să vină atât de multe, să spunem, societăți către noi interesate de organizarea acestor evenimente. Sunt încrezătoare că ceea ce s-a început cu mulți ani în urmă județul nostru, noi putem continua și mă bucur că avem aici alături de noi reprezentate toate instituțiile din echipa locală intersectorială la nivelul județului nostru și mulțumesc colegilor mei de la poliție și lui Gabi în special
pentru că ea și cu Lili au fost primi nasturi și acum am devenit așa un papion plin de nasturi aici în sala aceasta. Și mă bucur că putem să continuăm această campanie. Cum v-am spus, îngrijorător este faptul că pot să spun că s-a dublat numărul de sesizări care vin către noi și asta nu este fenomenul real de care noi știm. Cu siguranță sunt multe alte cazuri care nu au ajuns încă să fie cunoscute și facem eforturi substanțiale ca să putem acorda atenția potrivită și corespunzătoare fiecărei situații în parte. Și pentru asta mulțumesc tuturor. Pentru noi 16 zile de activism egal 365 de zile de activism, de fapt este un pretext ca în această perioadă noi să fim vizibili. Noi muncim exact cum ne vedeți acum, vorbim mult, există în județul Mureș echipă intersectorială locală, atât pentru abuzul asupra copilului, cât și pentru problematica violenței. Există profesioniști pe care eu aș îndrăzni să-i numesc eroi, profesioniști excepționali, ce lucrează foarte bine și cred că suntem norocoși pentru că în județul Mureș există și servicii specializate de protecție pentru victime. Asta nu se mai întâmplă nicăieri în țară, acest mod atât de coerent și de unitar în abordarea unui caz. Așa că profit de ocazie să vă mulțumesc, dragi colegi, și că v-ați găsit timp ca în aceste 16 zile, în mod absolut voluntar, să fiți vizibili, să tragem de mânecă și comunitatea și să ne vedem exact așa cum suntem noi. Suntem oamenii care pot să-i salveze pe alții și suntem, de fapt, cum ați spus voi, dragi tineri, suma alegerilor. Dacă alegem să fim buni și să facem bine, asta nu poate decât să ne onoreze și să sperăm că efectul se va simți în comunitate. Cei care aleg violența, este clar că vor avea de pierdut, dacă nu imediat în timp. Așa că vă aștept cu nasturii la vedere. Mulțumim, Gabi, pentru mesajul de aseară. Folosește la ceva social media. Pare un mesaj pe Siguranța Mureșenilor, pagină de Facebook. Sunteți pregătiți? Mă uit mai bine, mâine începe campania. Da, suntem pregătiți. Și nu doar 16 zile. Așa că nu pot decât să vă mulțumesc și vă rog să transmiteți mesajul mai departe. Cu violența pierzi mereu.